Insider Politic. Bună ziua, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Încotro se îndreaptă Europa. În vest s-a încheiat o epocă a prosperității odată cu moartea reginei Elisabeta. Vorba imnului, Dumnezeu a salvat regina vreme de 70 de ani. Va salva în continuare coroana britanică sub domnia lui Charles, prietenul României? Sau monarhia e un concept de suet? În est nici gând de pace. Vladimir Putin a înrolat rezerviștii și amenință lumea cu arme nucleare. E semn de disperare sau de putere? Cum va răspunde NATO? În același timp, în România, un fost ministru de externe cere teritorii din Ucraina. Se va ajunge la un război total între Rusia și America? Răspunde politologul Teodor Paleologu. Începem. Domnule Paleologu, bine ați revenit la Insider Politic. Cu mare drag, ca de obicei. A ajuns poporul rus carne de tun pentru Vladimir Putin? Păi așa reiese din această mobilizare parțială, care nici nu știm cât e de parțială, ce înseamnă exact, pentru că Șoigu spune că e vorba de 300.000 de oameni, se pare însă că e vorba de mai mulți, e vorba și de o concesie făcută opiniei publice, ca lumea să nu se sperie prea tare, dacă ar fi fost vorba de mobilizare generală. Pe de altă parte, sunt unii demenți în Rusia și, vă dați seama, nu-s puține acolo, da, care spun că trebuie mobilizare generală, război total, bombardamente nucleare și așa mai departe. Deja, în mod evident, Putin este, așa cum am mai spus-o de multe ori, cel mai mare rusofob de pe planeta asta. În primul rând, își bate joc de inteligența rușilor. Pentru că discursul lui de zilele trecute este incredibil. Ori e nebun, ori își bate joc de ruși și îi consideră niște cretini. Pentru că să ne amintim afirmațiile pe care le-a făcut. Occidentul vrea să distrugă Rusia, dar să o anihileze. A vorbit de anihilare totală. De unde până unde? Occidentul a fost întotdeauna, de 30 de ani, extrem de amabil, atent să nu cumva să deranjeze Rusia, să menajeze toate susceptibilitățile, chiar și cele mai absurde. Da? Deci, chiar a închis ochii și la crimele. Exact, contrariul e adevărat. Deci fix contrariul. Apoi a spus că Occidentul a inventat rusofobia. Păi rusofobia a creat-o Rusia prin comportamentul ei. Niciun popor care a avut de-a face cu Rusia, care a fost la un moment dat sub dominație rusă, nu mai vrea să aibă de-a face cu Rusia. Și asta, a cui este opera? A unor oameni ca Putin, Brejnev, Stalin și tot restul. Da? E vorba de, nu doar de minciuni, ci de absurdități absolute. E ca și cum ai spune 2 cu 2 fac 5 sau albul e negru și negru e alb. Exact contrariul e adevărat. Da? Și asta ce înseamnă? Orică persoana respectivă este complet delirantă sau că își ia publicul de cretini. Da? De-aia spun că este cel mai mare rusofob de pe planetă, pentru că îi tratează pe ruși ca niște cretini și ca niște oameni care trebuie trimiși să moară pentru puterea lui. Pentru că în momentul de față el se luptă pentru supraviețuire. De ce nu se revoltă totuși rușii? Pentru că există o lungă tradiție de pasivitate. De ce nu ne-am revoltat noi 45 de ani. Atâta timp? Bun, au mai fost revolte. A fost greva minerilor în anii 70, a fost greva de la Brașov, dar să fim serioși, au mai fost unii disidenți mai mici sau mai mari, în Mircea general Dinescu. Ca Mititei. Păi și taică-miu de pildă. Dar, mă rog, nu pot să spun că e mare brânză. Tata și Dinescu n-au reușit să adune mare lucru în jurul lor. Și, mă rog, întrebați-l pe Dinescu, că cu siguranță v-a povestit și lucruri ridicole da, din disidența intelectualilor români care se speriau la cea mai mică chestie. Ne-a povestit chestie. Că tatăl dumneavoastră l-a susținut până la capăt, spre deosebire de alți intelectuali care da, au dat să mir nu dăm cu fugiții. Nume, da, care efectiv s-au speriat foarte tare, mă rog, nu mai vreau să audă de el, spuneau că e un golan, ceea ce au repetat exact. Și mai târziu, chiar relativ
relativ recent. Dar nu dăm nume, că sunt persoane care au merite culturale, fără îndoială. Însă, revenind la întrebarea dumneavoastră, există o tradiție de pasivitate rusească, un fel de masochism care ține de mentalitatea rusă. Însă, pe de altă parte, tot istoria rusă ne arată că există explozii de exasperare. Și să sperăm că se va produce așa ceva. Nu e imposibil, eu chiar tind să cred că se va întâmpla. O explozie socială. Da, pe fondul înfrângerilor din Ucraina. În 1905 Rusia mânca bătaie de la japonezi. După bătălia de la Tsushima au încheiat pacea și au urmat reformele lui Nicolae al II-lea. Acum, sigur că există o diferență între Nicolae al II-lea și Putin. Nicolae al II-lea era cu adevărat un patriot. Era cu adevărat un om care își iubea țara și era tragic. Un creștin. Mă rog, cu prostiile lui, cu defectele lui. Cu autocrația lui. Dar era un om care chiar iubea poporul rus și era un om în fond foarte cum se cade. Putin este un psihopat cinic care n-are niciun fel de scrupul, nu se gândește cât uși de puțin la poporul rus. Un om care disprețuiește poporul rus, așa cum spuneam mai devreme. Deci comparația șchioapătă puțin, pentru că e o diferență între Nicolae al II-lea, care e totuși o figură nobilă, care are o noblețe sufletească, și acest nemernic de caghebist, care este Putin. Însă există, din păcate, și scenariul 1917, adică pe fondul unei înfrângeri, anarhie, haos, război civil, adică există această valență, această posibilitate în istoria Rusiei. Dar dacă ne uităm în urmă, nu știu, revolta lui Pugaciov în secolul XVIII, diferite alte revolte în secolul XIX, dar mai cu seamă 1905-1917 pentru mine sunt relevante, pentru că ai de fiecare dată o înfrângere militară urmată de o schimbare bună în 1905 și apoi una proastă, pentru că se poate și mai rău, s-a schimbat în 1917. Forma de guvernământ. A fost o schimbare profundă, da, în 1917. Nu e deloc exclus să se întâmple ceva. Vedeți acum că arestează în fiecare zi sute mii de oameni. Care protestează. Și asta va continua, fără îndoială. Am văzut că au plecat pe front primii soldați ruși și cât sunt de pregătiți, e o mare întrebare. Eu am dubii că sunt cu adevărat pregătiți. Sunt trimiși acolo, exact cum spuneați, drept carne de tun, lucru care, repet, iarăși s-a mai întâmplat în istoria Rusiei. Este o atitudine pe care o tot găsim, regăsim pe tot parcursul istoriei ruse. Da? În 1914 a fost așa, în timpul celui de-al doilea război mondial. Au fost trimiși carne de tun, sigur, prin cantitate au câștigat, dar disprețul pentru viața umană e total. Se poate câștiga un război mințind la nesfârșit? Pomeneați de Sergei Șoigu, ministrul apărării de la Kremlin, care spunea că au murit de la începutul războiului doar 6.000 de ruși. Da, că în realitatea e că au murit probabil de 10 ori mai mult, da. Da, acum mai e ceva. Totuși, rușii sunt obișnuiți cu minciuna. Sunt obișnuiți cu minciuna în sensul că sunt obișnuiți să se prefacă, să dea de înțeles că cred, da? Să nu protesteze, dar pe de altă parte, totuși 70 de ani de antrenament cu minciunile sovietice i-au făcut destul de sceptici. Da, deci nu cred că multă lume crede asemenea gogoașă. Și avem de a face cu un regim exclusiv bazat pe minciună. Știți că ideologii putinismului vorbesc de verticala puterii, da? O noțiune importantă în filozofia putinistă. De fapt, avem o verticală a lașității și o verticală a minciunii, pentru că fiecare subordonat îl minte pe ăla de deasupra. Și de-aia este un întreg eșafodaj construit numai pe minciună.
Dar și după aia descoperă că de fapt nu e deloc așa cum credeau ei că e. Pe de altă parte, asta într-un fel ne avantajează. Eu cred că trebuie să fim recunoscători bandiților din armata rusă care au sifonat banii cu care au promis că fac mari schimbări și reforme. Și mari achiziții de tehnică militară. Mari achiziții, da. S-a rupt prin această mobilizare parțială anunțată de Vladimir Putin, s-a rupt contractul social dintre Kremlin și popor, pentru că până acum funcționau lucrurile cam așa. Putin le cerea oamenilor să nu se amestece în politică și el îi lăsa în pace. Ei bine, acum nu-i mai lasă în pace, acum îi trimite în prima linie a frontului. Da, e o analiză foarte bună și sunt de acord cu ce presupune întrebarea dumneavoastră. Pe de altă parte, trebuie să ne dăm seama că totuși sunt niște milioane, poate chiar zeci de milioane de ruși care cred balivernele lui Putin. Pentru că patologia puterii nu e niciodată o patologie individuală. Patologia puterii este o patologie sistemică. Dar ea afectează un întreg sistem. Nu doar Putin este atins de patologia puterii. Tot sistemul e bolnav, tot ce e în jur. Medvedev este fascinant cum repetă ca un papagal ce spune Putin, dar cu o voce și mai stridentă, și mai radical decât Putin, sperând ca în felul ăsta să pară un dur. El care este, mă rog, un personaj de paie, politic. Da, un personaj de paie, da. Și alții din jur, da, acele trei femei odioase, niște sunt un fel de, nu știu, de erinii, de furii, de creaturi infernale. Asta, Zaharova, Simonian, una blondă, alta brunetă și mai e ailaltă dementă care a zis că trebuia bombardată Londra. Exact. După aia este Vladimir Soloviov. Ah, mai este Peskov, cu fisul ăsta, cu fisul care a zis că el rezolvă problema la alt nivel. Mă numesc Peskov, așa le-a spus. Mă numesc Peskov, rezolv problema la alt nivel. Da. Bun, deci e vorba de o patologie sistemică, așa cum spuneam, și de asemenea o patologie colectivă. E vorba de o patologie care atinge masele. Nu e doar, cum să spun, mă rog, Putin izolat. Nu, nu, e vorba și de o adeziune a unor milioane sau zeci de milioane de oameni. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat în istorie, da? Și stalinismul a fost așa, și nazismul a fost așa, adică patologiile de tipul ăsta implică o fanatizare a unei părți a societății. Cât de mare e această parte a societății rămâne de văzut. Eu cred că nu e foarte mare, dar este. Adică poate să fie 10%, 15%, 20% și deja e foarte mult. În rest, cred că marea masă a poporului rus e, așa cum spuneam, pasiv mazochist. E posibil să se ajungă la un război nuclear, ca Putin să... Nu e imposibil. Să apese butonul în ultimă instanță? Nu e deloc imposibil. E foarte posibil să recurgă la arme nucleare tactice. E posibil. Deși Medvedev a spus că se gândesc și la arme nucleare strategice, cum vă spuneam, da, papagalul care repetă cu o voce mai stridentă, da, ca să-și dea importanță. Putin n-a spus asta, a spus toate mijloacele din arsenal, a rămas destul de vag, a spus că nu blofează, a subliniat că nu e o cacealma. Da, deci e posibil să folosească arme nucleare tactice, numai că în momentul în care face asta, s-a terminat cu orice fel de sprijin, chiar și din partea Chinei. Nici măcar Coreea de Nord nu știu dacă o să mai susțină cauza lui Putin. Și atunci Rusia devine un paria mondial. De acum încolo, adică indiferent cine mai vine în fruntea Rusiei, a fi rus înseamnă a fi... criminal. Da. E greu de spălat așa ceva. E foarte greu. Gândiți-vă cât de mult timp le-a luat nemților să spele păcatele nazismului. Da? Și cred că păcatele putinismului nu vor dispărea, chiar și în faza asta, nu vor dispărea foarte ușor. Pentru că e vorba și de o pasivitate care chiar înțelegem că le e frică. Sigur că și nouă ne era frică, sau multor români le era frică înainte de 89. Frica e omenească. Însă, totuși, au fost părtași la devastarea unei țări suverane.
Asta nu se iartă. Au torturat oameni, au ucis, au masacrat, au distrus cartiere întregi, au distrus școli, au distrus spitale, au distrus infrastructură. Asta nu se iartă așa ușor. Cum credeți că va sfârși Vladimir Putin? Dat jos de popor, cred de KGB, de noul KGB? Era o veche formulă pe vremuri, în secolul XIX, că Rusia e un despotism temperat de asasinat. Da, e un despotism în care s-ar putea să se manifeste natura complotistă a mediilor de putere din Rusia, pentru că Putin duce Rusia într-un impas. În momentul de față pare că încă controlează pârghiile puterii. Dar nu cred că va dura foarte multă vreme. Adică îl vor da la o parte. Eu cred că își scurtează cu fiecare intervenție de genul ăsta, își scurtează durata mandatului sau mandatului, că el are un mandat pe viață în mintea lui. Însă a făcut o mare prostie, o mare dobitocie, dar oarecum forțat de alegerile anterioare. E de fapt un angrenaj, e foarte interesant de studiat angrenajul acestei catastrofe, pentru că din momentul în care a atacat Ucraina în 2014, a intrat într-un angrenaj care l-a dus la ce face acum. Iar ce face acum înseamnă ori o catastrofă generală, da? Holocaust nuclear, așa, ori îndepărtarea măselii stricate. E posibil ca Ucraina să câștige acest război? Da, totuși? Păi îl câștigă. Îl câștigă. Da, îl câștigă cu un preț colosal, dar îl câștigă. Mie mi se pare din ce în ce mai evident lucrul ăsta. Îl câștigă pentru că sunt motivați, pentru că luptă pentru libertatea lor, pentru că sunt bine antrenați, sunt foarte bine ajutați de Occident, Statele Unite și de Marea Britanie, lucru care îi scoate din minți pe cei de la Kremlin. Foarte bine că, adică ne pare bine că se implică Statele Unite și Marea Britanie în Europa de Est. Pentru că este ideea asta falsă că dacă n-am fi NATO, am fi liniștiți. Nu, dovada este făcută acum că decizia intrării NATO a fost cea corectă. Fără NATO înseamnă să fie atacat de ruși. Poate că nu ar fi atacat România așa cum au atacat Ucraina, dar cu siguranță ar fi vrut să controleze în întregime România. Și așa au tot felul de portavoci, de agenți plătiți sau nu, însă, adică au influență în România și așa, mult mai multă decât ne-am dori. Cum vedeți, vă dați seama cum ar fi dacă n-am face parte din NATO? Când auziți acest discurs pro-Putin, pro-Moscova, pro-pace, deghizat într-un discurs pro-pace, ce credeți despre românii care susțin cauza lui Putin? Da, există mai multe categorii. Unii sunt pur și simplu niște scelerați, adică sunt defecți mental, îmbrățișează putinismul, îmbrățișează crima, urăsc Ucraina, urăsc Europa, deci n-ai ce face cu ei. Gen de ăștia, gen Capsali, ăia din Coaliția pentru Națiune, Chitic, nici nu mai știu cum îi cheamă pe toți aia. Active News, genul ăsta de personaje. Sau Marga, Andrei Marga, sau Severin. Vă dați seama, sunt doi foști miniștri de externe și vă dați seama ce irresponsabili au fost cei care i-au numit. Crin Antonescu l-a numit ministru de externe pe Andrei Marga. Și nu în urmă cu foarte mult timp, da, în urmă cu 10 ani. Incredibil. Și să nu uităm cum a fost el ca ministru de externe și apoi ca director al ICR, cum organiza concursuri pentru posturi care nu existau. Bun. Cum și-a promovat nepoata în funcție, mă rog. În fine, după aia există o categorie de români, români imparțiali.
da, care spun, hai să vedem lucrurile și din cealaltă parte, că de fapt toată lumea dezinformează, că noi vrem pace, vrem să fim bine cu toată lumea, și genul ăsta care nu, niciodată nu se poziționează în vreun fel. E un tip de român destul de răspândit și format la școala comunismului și a lașității. Știi? Mai bine n-ai nicio părere, că nu se știe niciodată. A fost foarte amuzant, am avut o conversație cu un preot care, alminteri, îmi inspiră foarte multă simpatie, care spunea lucruri de genul, toți suntem păcătoși, războiul este o pedeapsă pentru păcatele noastre, ale tuturor. Păi stați, părinte, vorbim aici de o țară care a ocupat, a atacat altă țară. Avem un patriarh care spune niște monstruozități. Să nu judecăm, că din punctul de vedere al eternității, lucrurile nu știu cum stau, în fine. Adică există latura asta evazivă, în doi peri. Care să nu te afecteze pe tine, da, ca persoană. Da, și deci care sunt, știți, totuși marea cultură rusă. Păi, da, marea cultură rusă. Păi, marea cultură rusă îl condamnă pe Putin. Cel mai bun text pentru situația actuală este de Solzhenitsyn. Are un text extraordinar despre responsabilitatea colectivă a unui popor. Da? Poporul rus este vinovat de ce se întâmplă acum și asta o spune Solzhenitsyn, nu o spun care eu. A stat în gulag. Solzhenitsyn, care a avut poate naivitatea de a se lăsa curtat de Putin. Pentru că Putin, să nu uităm ceva, este un cameleon, un KGB-ist format la școala cameleonismului. El a păcălit multă lume. Foarte multă lume a fost păcălită de Putin, care spune ce vrei să auzi. Îi trimitea buchete de flori lui Solzhenitsyn. Da, în a fost la el în sale. Vizită, lua notițe. După aia Solzhenitsyn a spus că eu i-am dat sfaturi, dar nu a făcut nimic cu ele. Însă, sigur că un om de aproape 90 de ani nu mai are aceeași rezistență ca la 40 de ani. Dar nu e la fel. În plus vine fostul colonel KGB și își cere scuze. Și aduce flori și se declară discipol și ia notițe. Și, bun. Deci, sigur, Solzhenitsyn a avut o anumită naivitate față de Putin. Să nu uităm un lucru. Putin, cum spuneam, e un cameleon. El este o ființă în fond fără substanță. Este, natura lui este vidul. Da? Natura, acum o să mă lansez în considerații teologice, demonul e găunos, demonul e doar impostor, nu are nimic înăuntru. Asta este intuiția genială a lui Gogol și o carte formidabilă a lui Mereșkovski, Gogol și diavolul. Cartea aia este extrem de utilă în zilele noastre, da? Pentru a-l înțelege pe Putin. Hlestakov din Gogol sau Cicicov. Da, sunt personaje care îl anunță pe Putin, această vacuitate totală interioară care îl face cameleonul perfect. Și așa l-am brobodit pe Solzhenitsyn, însă regret că Solzhenitsyn nu trăiește acum pentru a se ridica precum un profet, da, și a denunța imensa impostură a putinismului. Pe o axă a răului, unde l-ați așezat pe Patriarhul Kiril, care tocmai le-a transmis soldaților să meargă la război, chiar cu prețul vieții, pentru că vor primi răsplata în ceruri? Mi se pare că se apropie foarte mult de discursul celor mai radicali jihadiști islamici. Da, e capitolul 13 din Apocalips, vorbește despre cele două fiare, fiara dinspre mare și fiara dinspre uscat. Fiara dinspre mare a fost identificată ulterior cu Anticrist, în exegeza teologică, mă rog, tradițională, iar fiara dinspre uscat este apostolul
anticristului. Bun, eu nu spun că Putin e anticristul, că nu vreau să fac asemenea identificări, sunt teologic inacceptabile. Însă Putin este o figură a răului, a răului în formă pură, cum vă spuneam, cred că analizele lui Gogol, ale lui Solzhenitsyn sunt cele mai potrivite, și Dostoievski, da? Pentru a înțelege acest fenomen, da? Dostoievski cu demonii descrie demonismul putinian. Da, iar patriarhul Kiril este un servitor al răului, este un servitor al spiritului anticristic. Este, cum să spun, este taina fără de legii în interiorul bisericii. Este un teolog foarte interesant din Antichitatea Târzie, despre care a scris Ratzinger. A scris un articol prin anii 60. Deci fostul 60, papă, da? Fostul papă, da, Benedict al XVI-lea, o formidabilă figură. Tihonius, da? Tihonius era un teolog care vorbește despre taina fără de legii. Formula aparține lui Pavel în epistola către Tesaloniceni, în a doua epistola a lui Tesaloniceni. Taina fără de legii care macină din interior biserica. Da? Și spune Tihonius, dezvoltarea bisericii vede o creștere a răului în interiorul ei. Biserica însăși generează, ajunge să conțină în interiorul ei niște figuri odioase. O asemenea figură odioasă este Kiril, fără îndoială. Și s-ar părea că taina fără de legii lucrează mult, că sunt și alte figuri odioase. Da? Avem și noi unii mai mititei pe la noi. Dar Kiril este, fără îndoială, un slujitor al răului cu R mare. Și este o rușine pentru ortodoxie că un asemenea om este patriarh. Și slavă Domnului, a fost condamnat de alți ierarhi ortodoxi. Marea majoritate a bisericilor ortodoxe condamnă ce face Rusia împotriva unei țări ortodoxe, pentru că e vorba de martiriul unei țări ortodoxe. Acolo sunt omorâți ortodoxi, sunt omorâți creștini, sunt distruse biserici. Domnule paleologu, schimbăm registrul. Aș vrea să discutăm și despre monarhie și v-aș întreba, ar fi salvat monarhia România în 1990? Și o să vă rog să-mi răspundeți după o pauză de publicitate. Revenim! Am revenit. Domnule paleologu, vă întrebam cum ar fi arătat România dacă în 1990 nu treceam la democrație originală, ci ne întorceam la monarhie. Mai bine, asta e părerea mea, că ar fi fost mai bine. E adevărat că nu prea era posibil. Societatea românească nu era pregătită pentru așa ceva în 90. Tatăl meu a fost primul om public, da, care s-a manifestat în favoarea monarhiei încă din ianuarie 90, dar n-a ajutat foarte mult, din păcate. Cred că ar fi arătat mai bine România, dar monarhia nu poate face miracole. Poate să dea o direcție, poate să impună anumite repere în societate, dar nu poate să facă miracole. Ține foarte mult de cum e poporul român, adică realitatea e dată de poporul român. Clasa politică este oglinda societății românești. Da? Eu nu sunt dintre cei care lingușesc poporul și spun că doar conducătorii sunt răi. Nu, nu. Dacă conducătorii sunt răi, înseamnă că poporul e rău. Da? Dacă, e foarte simplu. În democrație nu poți să umbli între conducători și aleși. Nu-mi place demagogia asta, că poporul nu are niciodată dreptate. Niciodată, nu se înșală niciodată. Nu, e complet fals. E o formulă a lui Ibsen în un dușman al poporului. Spune, poporul nu are niciodată dreptate. Uneori se întâmplă să aibă dreptate, așa cum ceasul are dreptate de două ori pe zi. Dar masa nu poate să genereze adevăr. Este vorba de încercarea individuală a fiecăruia de a găsi adevărul, de a găsi calea, de a găsi viața. Da? Nu-mi place demagogia asta, că poporul nu se înșală niciodată. Cum să nu se înșele? S-a văzut de nenumărate ori.
Am vorbit adineaori despre cum se înșală poporul rus sau cum este înșelat poporul rus și cum pasivitatea lui duce la această catastrofă. Discutați cu tatăl dumneavoastră în copilărie, în adolescență, despre monarhie? Da, evident că da. Am avut o relație foarte strânsă cu tatăl, adică prietenească, nu de sus în jos. Da, pur și simplu eram foarte prieten, era cel mai bun prieten al meu. Îi spuneam totdeauna ce gândesc, ținea foarte mult cont de părerea mea. Cred că eram probabil singurul om de a cărui părere chiar se, mă rog, încă se temea, dar chiar ținea foarte mult să îl aprob, să nu existe vreo divergență între noi și nu existau divergențe între noi. Despre monarhie, sigur că vorbeam pentru că el nu avea taburi, da? El vorbea foarte liber despre orice. Vorbea despre închisoare, povestea întâmplări din închisoare, nu avea nicio jenă. Vorbea despre cum l-a cunoscut pe regele Ferdinand, când era el foarte mic. Da, era mic copil, avea 6 ani. Și l-a văzut la biserica Sfântul Iosif și a fost foarte drăguț, așa, minunat regele Ferdinand. De-al minte, regele Ferdinand este un om foarte puțin înțeles. Este una dintre figurile cele mai fascinante ale istoriei românești, tocmai pentru că era un om secret. Pasionat de botanică. Pasionat de cărți. Botanica era o manieră de a evada din realitatea din jurul lui. Îmi place foarte mult că era un om indecis. Îmi place asta. Făuritorul României Mare era un om eminamente indecis. Vă dați seama cât a suferit omul ăsta din 1914 până în 1916, pentru că îi spuneau toți câte ceva. Regina Maria, intră în război azi. Nu, neutralitate, nu știu ce. Și el se tot gândea ce să fac, timp de 2 ani. După 2 ani, ia decizia, intră în război, la început răsuflă ușurat, și după aia începe catastrofa, pentru că nemții ne-au făcut harcea-parcea, da? Contrar mitului național, ne-au făcut zob și rușii ne-au salvat atunci pentru că au deblocat 1 milion de militari pentru a stabiliza frontul românesc. Asta nu anulează, evident, eroismul ostașilor români, dar a fost un prăpăd. Totul a depins de Ferdinand. Ferdinand nu a semnat pacea de la Buftea, da? Ferdinand este efectiv făuritorul României Mari, dar el era un om indecis, un om secret, un intelectual, un om care nu avea chef de toate lucrurile pe care trebuia să le facă, pentru că așa era în job description. Îmi place asta că era indecis, că vă spun și pe mine, mă băgați în ceață dacă mă întrebați dacă vreau pește sau vită, nu știu ce să vă zic, da? Mi se pare că Charles seamănă într-o oarecare măsură cu Ferdinand. Cu Ferdinand și cu Carol al II-lea, pentru că și Carol al II-lea e un om foarte interesant, sub aspect intelectual formidabil este Carol al II-lea și sigur că avea defectele lui, fără îndoială. A rămas în istorie drept creanga uscată a monarhiei. Da, mă rog, pentru că s-a terminat cum s-a terminat, dar dacă nu era războiul și dacă nu erau anii aia 38, 39, 40, bilanțul lui ar fi fost mult mai bun. Însă, legat de Carol al III-lea al Marii Britaniei, îl respect ca intelectual. Eu văd în accesiunea lui la tron șansa formidabilă de a avea un adevărat intelectual pe unul dintre tronurile cele mai importante din lume. Da? Este un șef de stat care are o formație intelectuală remarcabilă. E un om foarte curios, foarte cultivat, un om care are opinii curajoase, care uneori merg împotriva curentului. Are ceva de gentleman excentric și totodată de intelectual original. Deci eu sunt încântat de faptul că el rege acum. Bun, era normal să fie
Are și o relație specială cu România? Da, care a început în 98. L-ați cunoscut? L-am întâlnit odată, mă. Nu pot să spun că îl cunosc. Îl știu mai bine vecinii lui de la Viscri decât îl știu. Eu îl știu din cărți, da? Și am mai ascultat unele discursuri de ale lui. E un om de spirit, un om profund, un om interesant. Și am stat puțin de vorbă, nu știu, câteva minute, vreo 5 minute, 10 minute, poate, la ambasada Angliei în urmă cu mulți ani. Bun, evident, am fost foarte încântat, pentru că l-admir oricum și, pe de altă parte, simpatiile mele monarhice sunt bine cunoscute. Da. Deci va rezista monarhia în Marea Britanie? În Marea Britanie, cred că da. Și sper pentru Marea Britanie, nu știu ce se va întâmpla cu Scoția, de pildă. Da? E foarte posibil ca Scoția să iasă din Marea Britanie, dar din alte motive. Nu republică, monarhie, ci legat de cu totul alte considerente. Posibil de asemenea ca Australia sau Noua Zeelandă sau Canada să iasă din, mă rog, de sub tutela teoretică, de fapt e o tutelă teoretică, ele nu sunt monarhii cu adevărat, dar sunt republici, însă care au această afiliere simbolică la coroana britanică. Însă, la începutul emisiunii puneați problema dacă monarhia e depășită sau nu. Eu nu cred că e ceva depășit în istorie. Și Republica părea depășită în secolul 1 înainte de Hristos. Da? Când Cezar a ajuns la putere, toată lumea credea că Republica e depășită. Istoria e făcută din flux și reflux. Într-adevăr, în secolul 20 au dispărut o serie de monarhii. Rusia, Austro-Ungaria, Germania, Italia, Portugalia, dar iată că Spania a revenit de două ori la monarhie, pentru că de două ori Republica a fost o catastrofă și în secolul XIX și mai abitir în 31-36. Deci n-aș zice că e ceva reglat pentru totdeauna. În plus de asta, monarhia se transformă în istorie. Monarhiile nu sunt la fel. Noi ne raportăm acum la un anumit tip de monarhie ereditară europeană, occidentală. Dar există și alte monarhii, alte tipuri de monarhie. Noi am avut monarhie și până la Carol I. Tot monarhie era, numai că funcționa altfel. Eram parte din Imperiul Otoman. Există monarhii care au o componentă sacrală foarte puternică, altele au o componentă militară mai puternică. Deci eu nu cred că monarhia dispare. Nu, câtuși de puțin. Și cum vă spuneam, în istorie nu e nimic depășit pentru totdeauna. Multe lucruri care par acum certe s-ar putea să nu mai fie și să ne înțelegem, și unele bune și unele rele. Eu nu sunt sigur că democrația va supraviețui multă vreme. Nu e sigur. Nu se știe. Pentru că democrația nu funcționează de atât de multă vreme în lumea noastră. Și deja scârție. Gândiți-vă că democrația ateniană a durat mai puțin de două secole. Și, sigur, a intrat sub dominația regatului macedonean, dar avea și probleme interne. Deci nu sunt sigur de nimic. Nimic nu este garantat în istorie. Nici lucrurile bune nu sunt sigure. Pacea nu e sigură. Noi ne bucurăm de pace de atâta timp în Europa, dar iată că a început un război în Ucraina, care riscă să se întindă. Să sperăm că nu se va întinde. Deci nimic nu e definitiv în istorie. Pe regele Mihai l-ați cunoscut? Da, bine, chiar de multe ori l-am văzut. Tata era foarte apropiat de el. Aveau foarte multă stimă unul pentru celălalt. Și nu doar stimă, multă afecțiune unul pentru celălalt. Dar era foarte, foarte simpatic și amuzant. Faptul că erau amândoi foarte în vârstă, amândoi n-auzeau bine și nici nu aveau o pronunție foarte bine. Știți cum vorbea regele mai greu? Tata și el bolborosea. Bun, și era,
extraordinar să-i vezi împreună. A venit regele la noi acasă împreună cu regina și cu principesa Margareta și cu principele Radu. A fost foarte frumos asta că au venit în vizită la tata. Și tata stătea, evident, lângă rege, numai că erau și intimidați unul de celălalt. Tata avea un mare respect pentru ce reprezenta regele, regele tot așa mare admirație pentru tata. Greu comunicau acolo, deși probabil se înțelegeau foarte bine pe un plan mai profund. Domnule paleologu, aveți cursuri, susțineți cursuri la Casa Paleologu. De ce sunt interesați studenții dumneavoastră, cursanții dumneavoastră, de Rusia, de Europa, de monarhie, de republică? Din temele pe care le-am discutat, cam toate, că am avut un curs despre ideologia lui Putin, despre patologia puterii. Urmează un proiect important cu UNICEF pentru refugiați ucraineni, pentru copii ucraineni. Sunt peste 80.000, în jur de 90.000 de refugiați ucraineni în România, asta înseamnă că sunt câteva zeci de mii de copii. Copii care merg în școli din România. Și e foarte important să clădim pentru viitor. Pentru că o vorbă bună spusă acum, o faptă bună spusă acum, va aduce roade peste zeci de ani în relațiile dintre România și Ucraina. Și trebuie să înțelegem că Ucraina este cel mai important și cel mai mare vecin al României. Relațiile româno-ucrainene sunt vitale pentru țara noastră, sunt foarte importante, da? Și de-aia țin foarte mult la acest proiect pentru copii. Avem o serie de cursuri despre Ucraina, uite, cu Petre Guran o să țin un curs împreună despre Ucraina medievală și istoria religioasă a Ucrainei, cu Goșu despre Ucraina modernă, cu Cosmin Popa despre perioada contemporană. Cultura rusă întotdeauna s-a vândut bine și sunt foarte cunoscător în materie. Mă interesează foarte mult. Am ținut cursuri despre Dostoievski, despre Solgeniții, filozofie religioasă rusă, Soloviov, dar ăla adevărat, nu dementul ăsta de acum. Și în plus de asta, mă rog, știți că și facem multe călătorii de studiu și e o pură întâmplare că s-a gândit Răzvan Ioan, unul dintre cei mai activi lectori ai noștri, să facem o excursie la Londra de 1 decembrie. Noi ne punem călătorii de 1 decembrie, de Revelion, și a avut el ideea să facem o călătorie de studiu la Londra și s-a potrivit pe perfect, era înainte de înmormântarea reginei, dar acum Londra imperială am văzut-o în timpul funeralilor. Domnule paleologu, încheiem cu o întrebare despre politica internă. E posibil ca în 2024 să avem o finală prezidențială de tipul celei din 2000? Iliescu versus Vadim, un candidat PSD versus un candidat extremist? Știți ce mă miră, domnule Țarman? Că nu mă întrebați de perspectiva bună în care Teodor Paleologu este în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Asta ar fi, cred, bine, cu adevărat, pentru România. Să ne înțelegem, eu nu mă consider un salvator sau, și nici măcar nu doresc neapărat să fiu președinte. Însă în 2019 m-am simțit umilit, ca român, să am de ales între niște, scuze, hai să folosesc un cuvânt drăguț, submediocrități, că era să spun ceva mai rău. Mi se pare îngrozitor să am de ales între Iohannis, Dăncilă, Barna și Diaconu. Bun. Pentru mine era o chestiune de onoare a faptului de a fi român. Adică vreau să pot vota pe cineva pe care să-l respect. Da? De-aia am candidat. Deci luați în calcul să candidați din nou în 2024? Nu iau în calcul. Problema este să ia în calcul partidele mai importante. Din păcate, eu nu cred că PNL-ul își revine din letargia asta în care îl vedem. Da? Se complace în situația de anexă a PSD-ului. Da? Și nu cred că se vor trezi până atunci, pentru că momentul în care PNL-ul va susține pe Teodor Paleologu înseamnă că va fi momentul în care PNL-ul își va reveni. Ca să folosesc o formulă biblică din Evanghelia lui Luca, din Fiul Risipitor, venindu-și în sine.
Nu știu dacă PNL-ul își va reveni în sine și când își va reveni în sine, va veni la mine. Domnule Paleologu, ultima rubrică, vă ofer două variante de răspuns, alegeți. Petru cel Mare sau Ecaterina cea Mare? Mi-e greu să răspund, pentru că amândoi au calități remarcabile și amândoi au un bilanț urât. Scurt, pe cine ați alege? Răul cel mai mic. Pot să vă spun altfel, pe Bogdan Hmelnitski. Regina Victoria sau Regina Elisabeta? Victoria. Winston Churchill sau Margaret Thatcher? E interesant că nu mi-a spus care Elisabeta, întâia a sau a doua. Nu, Victoria. Winston Churchill sau Margaret Thatcher? Churchill. Sergei Lavrov sau Vyacheslav Molotov? Cred că m-ați mai întrebat asta data trecută. Prefer un ministru de externe țarist pe, nu știu, să zicem, Izvolski, de pildă. Da. Ceai sau vodka? Eu? Ceai. Mihail Gorbaciov sau Boris Yeltsin? Yeltsin. Moscova nu crede în lacrimi sau seria James Bond? Iarăși nici una, nici alta. Prefer, nu știu, dacă vreți un film rusesc, sunt multe filme rusești extraordinare, formidabile. Nu știu, mă gândesc la Căința, de pildă, un film extraordinar. Shakespeare sau Chekhov? Totuși Shakespeare. Deși Chekhov îmi place foarte mult. Karpov sau Kasparov? Kasparov. Din toate punctele de vedere. Chiar și ca șahist, și politic. Domnule Paleologu, vă mulțumesc foarte mult pentru discuție și vă mai aștept aici la Insider Politic. Cu mare drag. Atât pentru prima parte. După pauză, facem un exercițiu de imaginație alături de scriitorul Mircea Dinescu. Cum ar fi arătat România condusă de un rege? Revenim. Bun găsit din nou, facem un exercițiu de imaginație. Cum ar fi arătat România condusă de un rege? Răspunde scriitorul Mircea Dinescu. Bine ați venit, domnule Dinescu. Salut. Știi că în, după 90, Coposu a avut această idee de a-l rechema pe regele Mihai în țară. Tronul țării. Da. Ba chiar a fost platforma CDR la da, și a avut 90. O discuție cu Emil Constantinescu după ce iese președinte să-și dea demisia și să spună domnule, demisionez și ar trebui să vină regele Mihai. Se putea face o asemenea poveste. Sigur că propaganda care de asta sinistră, care s-a făcut după 90 împotriva regelui, care a fost umilită, nu știu ce, toate atacurile la adresa lui Coposu, care era considerat o unealtă a Occidentului. Dacă, nu știu dacă tu, tu erai copil pe vremea aia. Dar despre Coposu se scria că n-am mâncat salam cu soia. Știu, am văzut ziarele vremii. Păi nu mâncă. Îți dai seama ce ar fi însemnat Coposu să fi mâncat la închisoare, 17 ani de închisoare și în carcere salam cu soia. Ar fi fost ceva El a intrat cu 100 de kilograme aproape în închisoare și a ieșit cu 40. Bine, asta e un paradox aici. Știi că el, la un moment dat, eu am fost prieten cu Coposu și spunea, și cred că dacă nu venea comunismul, muream de vreme, muream pe la 50 de ani, așa. Că aveam peste 120 de kilograme. El era un soi de bodyguard al Maniu, știi, de fapt, că impunea așa. De fapt, era secretarul. Zice, colesterolul de vreme, nu știu ce. Dintr-o dată, zice, cu o lingură de mămăligă, cu să dedea arpacaș pe vremea aia, ceea ce mulți acum mănâncă arpacaș și nedecorticat. E mâncare bio acum. Bio, nedecorticat, adică era foarte sănătos. Și mulți s-au însănătoșit, care n-au murit înainte de vreme, s-au însănătoșit în pușcărie, știi? A fost și cazul lui, de altfel. Dar sigur, nu trebuie să facem un elogiu al pușcărilor. N-a fost chiar un tratament. N-a fost deloc un tratament. Mie mi-a fost cineva că domnul Dișmărescu, care e o minte strălucită de altfel, a fost ministru pe vremuri la început, când erau miniștri mai inteligenți decât ăștia de azi,
a făcut un calcul că un șef de închisoare din România are o pensie mai mare decât președintele Americii. Nu știu dacă știi acest lucru. E posibil. Da. Nu știu dacă mai mare decât președintele Americii, dar are o pensie foarte mare în România. Ori coposul care a suportat toate lăturile care s-au aruncat în România Mare asupra lui, în fine, a avut această idee să vină regele Mihai. Din păcate, Emil Constantinescu s-a îndrăgostit atât de tare de postul lui de președinte și de lider zonal, așa. Nu mai era lider local. Deja în câteva luni a ajuns un lider zonal. Regional, Nu zonal. Nu regional, zonal, cred că spune. Așa. Încât a uitat de povestea asta aceea. Pe de altă parte, nici regele Mihai n-avea snaga, că dacă el spunea, domnule, vreau să-mi refacem istoria, sau, așa. Bun, nu era lumea pregătită. Pe de altă parte, l-au întors de pe autostradă. Bine, l-a umilit, la nu știu ce, Iliescu, care după aia l-a umilit a doua oară dându-i pensie, nu știu dacă știi. Da. După ce s-a însurat junele actor Radu Duda cu fiica lui, Margareta. I-au dat pensie regelui Mihai, bine, au dat pădurile înapoi, pe care se plimbă acum Duda. I-au dat Palatul Elisabeta. Da, în fine. Sunt de i-a dat în primul rând Peleșu, da. Ori Peleșu mie mi-a povestit o notăriță în vârstă, din păcate a murit, că i-a avea date. Peleșu s-a construit și cu bani dați de moșierii și de oameni de afaceri români și de policieni, să aibă regele un palat, un castel, așa. Și el a zis că lasă moștenire pe el și poporul român. Deci aceste retrocedări toate au câte o chichiță. Inclusiv ăsta unde a locuit strămoșul nostru Dracula. Bran. Bran a fost dăruit fiicei reginei Maria, da. Așa, să stea acolo cât trăiește. După aia au venit niște moștenitori de afară și l-au ciurdit, așa, și acum nu mai al României. Păi în ce țară, dracu, să dă... Asta era făcea parte din patrimoniul național. În fine, las la o parte chestia asta. Să revenim la oile noastre. Deci, am ratat șansa monarhiei. Șansa monarhiei. Poate că dacă venea regele Mihai și avea și o echipă de oameni inteligenți și de oameni nepătați, să fie arătat România altfel. Dar nu credeți că securiștii de după 89 ar fi compromis? Păi tu, au devenit... Iartă-mă! Eu am văzut la CNSAS dosarele masonilor. Securitatea a intrat cam brânză în masoni, înțelegi? I-am băgat la pușcări, i-a chinuit ușe și mulți au devenit informatori. Eu celebru mason, tatăl vitreg al lui Tăricianu. Dan Amedeo Lăzărescu. Dan Amedeo Lăzărescu, care s-a dus în străinătate să vadă pe unde mai sunt. A trimis de securitate, cu banii securității, printre altele. Bine, el a recunoscut, cred că el însuși, public, după 90, că da, domnule, am primit bani, dar n-am făcut rău. Știi cum n-a făcut rău? Toți prietenii lui au intrat în pușcărie, le-au rămas nevestele. Că el a luat bani, este cel mai vechi ins care a fost sponsorizat de securitate din dosarele securității, din 48, cât încă nu se încoțopenise securitatea. Primea lunar o diurnă de la securitate. Și ce ați făcut? Eu l-am întrebat, ce ați făcut, maestre, cu banii? Și ajutam soțiile foștilor mei. Cred că le și babardea tipul, printre altele. Deci aici e o chestie cumplită. Nici nu vreau să insist asupra ei. Deci, una, că populația nu era pregătită să vină un rege. Pe de altă parte, dragostea pentru Iliescu încă nu se stinsese, pentru că eu am făcut un reportaj în anii 90, chiar la început, cu o echipă din Germania. Și eu eram celebru atunci în Germania, că mi-a părut să-l cărți, nu știu ce, Lambsdorff, că era președintele Partidului Liberal, îi scrisese o scrisoare lui Ceaușescu, că dacă pățesc eu ceva, rup relațiile cu România, în fine. Și mi-a părut să-l câteva volume de versuri. Bun. Și cu echipa aia mergeam până sate, înainte de alegeri. Și întrebam țărani, domnule, cu cine votați? Cu Iliescu. De ce? Ne dă de mâncare! Ne dă pui de gostat! Ne dă pâine! Țăranul român, pe vremea lui Ceaușescu, nu avea voie să ia cumpere pâine în București.
Știi că dacă... Era după buletin sau... Nu? Dacă n-aveai buletin de București, nu, cumpărai 200 de grame de salam, nu mai mult, în 89. Și atunci stăteau țăranii amărâți și zice, domnul, luați-mi și mie o pâine. Știi? Păi țăranul care producea grâu, înțelegi? Cerșea, nu să gratis, să cumpere o pâine. A fost mitul lui Iliescu că a dat drumul la puteai să cumperi pui de gosta la limba, puteai să cumperi pâine, nu știu. Și a durat chestia asta, ca dovadă că el a ieșit după Emil Constantinescu, a devenit încă o dată președinte. Exact. Deci a fost foarte iubit, că mulți mă înjură pe noi. Ce ai făcut, bă, în 89, pe 22, l-ai lăsat pe Iliescu? Păi mă, ce ați făcut voi, că l-ați reales, nefericiților? Cu în fine. Procentaje imense. Imens, da. În fine. Deci aici nici regele Mihai, totuși, pe vremea aia, totuși la Europa Liberă, eu personal l-am înjurat pe Ceaușescu, care trăiam în România. Eu n-am auzit vocea regelui Mihai, spunând, domnule, Ceaușescu e un dictator, n-a avut curaj, n-a vrut să se încurce, nu era firea lui, poate era de altă natură. Deci să nu ne iluzionăm că el a făcut o opoziție mare pe vremea aia. Trăia în Elveția, repara mașini, auto, în fine, nu intrăm în amănunte. Dar nu a fost ceea ce îl cheamă, erau alți opozanți în diaspora, mai tare decât regele. Chiar și ăsta, bătrânul liberal. Radu Câmpeanu? Nu Radu Câmpeanu, ăsta, căsătorit cu o englezoaică, Rațiu. Ion Rațiu, dar era penețist, nu liberal, da. Nu liberal, da. Penețist, da. Rațiu avea, participa la toate mișcările alea. Era și un comitet al românilor. Exact, și sponsoriza că nevasta era bogată, că el așa devine bogat. A luat o englezoaică nașparlie, s-a însurat cu ea și a devenit bogat. Bun, dar e un gest de patriotism, fiindcă cu banii aia a suportat nevasta sub plapumă urâtă ca să sponsorizeze diaspora anticomunistă. E și asta o chestie, nu? O formă de dizidență. E o formă de dizidență și de sacrificiu uman. Ce-ți prefera, domnule Dinescu, să fiți supus al regelui Charles sau al principiului Duda? A nu fi... Duda, știi cum e? Pe vremea comunismului exista... Nechezol, adică o cafea care nu era chiar. Așa e el prinț, nechezol de prinț. Păi da, nu, mie îmi place. Am făcut o pasiune pentru ceas, pentru modestia lui și farmecul lui. Că el era mai țărănuș, că era mai tânăr și mai constipat, mai nu știu ce, când, după ce s-a însurat cu Diana. Dar el odată cu vârsta, există oameni, cred că e și cazul meu, care devin mai simpatici la bătrânețe. Și atunci eu am și scris că aș vrea să, având în vedere totuși originea lui, care are legătură cu sângele unor domnitori români, unor neveste de domnitori români, să devină regele României. Îți dai seama ce șansă avem acum că intram în Commonwealth. Da. Eram tare de tot. Nu, Charles e foarte simpatic și el e nefericit că a devenit regele Angliei. Credeți? Se vede... Da, păi da. Toate imaginele lui, dacă pui, faci un film cu imaginea lui din România, în care este fericit că merge prin pădure, că se întâlnește cu oameni, stă de vorbă, că mănâncă mămăligă cu brânză. Tocăniță de ciuperci și cu brânză, că nu știu. Era un om fericit. Și am văzut după aia, zilele astea, un om nefericit care stă și scrie o chestie și se enervează și aruncă stilonul și mai trage și o jurătură. După aia iar a mai tras o jurătură. S-a pătat de cerneală. Nu, în primul rând că meseria asta de rege e o meserie foarte obositoare și tristă. Nu e bună la bătrânețe, știi? Regina s-a integrat că ăsta era... i-a suportat, a fost atâția ani și 70 de s-a armonizat cu meseria, dar el nu cred, va fi nefericit. S-ar putea să-i placeze lui, fiului său mai devreme coroana. Credeți că va abdica în favoarea fiului său? Eu cred că da. Dar asta pentru că încă o dată, nu că el este un om, este o minune că a devenit rege, și că el are, este un om care a militat pentru curățenia pământului, pentru agricultura asta bio, pentru... Eu am un prieten în Germania care crește porci bio, căsătorit cu o româncă, am făcut o emisiune despre ea și Charles a fost de două
ore acolo. Da. Înțeleg că și el e un mic fermier. Am mai postit la știri că a mâncat toată un ou de gâscă de la ferma lui, știi? Iosefin, un prieten de-al meu, care care i-am vândut o cramă, în fine, mi-a adus un ou de gâscă într-o chestie foarte frumos făcut, așa, de înainte de Paști. Dar eu l-am fier, ca bou, nu l-am păstrat. Păi știați că e de la Charles? Păi da, era de la prințe, de la ferma lui, da. Păi și de ce l-ați fiert? Deci la fiecare să-l mănânc. Putea să-l lăsați moștenire, era de patrimoniu. Sunt niște copii amărâți, acum când trec cu mașina, tot soiul de țigănuși, să zice rome, acum fug după mașină, că eu le dau câte un leu, nu știu. Și la un dat vine unul disperat, era mai grasă așa, Doamnu, i-a ieșit de pe o străduță de asta, unde au ei cocioabele. Și am oprit, ce mă? Ce? Dă-mi un leu! De ce mă? Ce? Să cumpăr boboane! Zic, de ce mă? Să le mănânc! E, cam asta este situația noastră națională. Trebuie boboane să le mâncăm. Dacă ați fi pus în situația de a-i găti regelui Charles o mâncare românească... Bă, să știi că am vrut să vorbesc, că sunt niște fete care se ocupă de... Au fundația... Lui îi plăcea și era înconjurat de fete frumoase, știi că totuși e greu să spui că... soția lui Camila are farme cu ei, totuși arată mai bine la bătrânețe ca la tinerețe. Și în tinerețe avea foarte mult farme, că era foarte curtată. Ca dovadă că la cucerit și a fost de cursă lungă, mai rar se întâmplă așa. Măi, eu fac o mâncare de măcriș foarte bună, deci măcriș de ăsta sălbatec, pe care cu coanele din calafat îl cresc în curte și au luat sămânța și l-au sămândat. Măcrișul ăla cu ceapă, puțin usturoi, tras într-o tigaie și cu o poșată, adică făcute în apă, o de țară, cu ceapă caramelizată deasupra, deci și cu mămăligă, este o mâncare genială, absolut. Sau sarmale de gâscă, pe care eu, a căr rețetă, am auzit eu pe la mâncau moldovenii și Sadoveanu și păstorel, știi, o chestie, moldovenii sunt foarte buni la gastronomie? La gătit, nu, sunt. La gătit sau la mâncat? Că... Eu știam că-s bun la mâncat, nu la gătit. Nu, sunt la gătit. Cea mai fină mâncare, să știi că e mâncarea moldovenă. Ei au fost influențați și de ruși și de ucrainieni. Fac ciorbele pe care le fac și ucrainieni și ruși, printre altele. Dar și chestiile astea fine, știu, sarmale de păsat, sarmale de gâscă, bine, puțin vițel, puțin porc, fierte în vin, printre altele, în vin alb, bun. Deci, aș fi avut ce să-i dau prințului Charles, să știi. Nu e târziu, poate îmi face care, o vizită. Bine, care, eu cred că el va veni în România cât de curând, să se refacă psihic. Statul român, dacă ați fi premier, cum ați trata această relație dintre România și prințul Charles? Noi n-am știut să profităm, știi? Exact. În primul că Iohannis n-are talentul de a socializa. Avem un președinte cu comportament de rege, nu vi se pare? Da, în orice, rege nu e, rege e mult spus, e de asta, de, ce să zic, de nu dictator, că e mult iarăși spus de dictator, dar de om care trăiește în... De baron local? De baron local, să știi, se poate spune asta, pentru că eu am fost uimit odată că s-a sinucis un domn din Sibiu. Deci era cel mai bun prieten al lui Iohannis. După ce a devenit Iohannis președinte, și a zis, cum să te... Numai faptul că erai președinte cu... Erai prieten cu președinte român, te făcea să nu... Să mai stai în viață câțiva ani, să beneficiezi de această prietenie, nu? Cred că l-a abandonat sau n-ai bani, știe, în fine. Dar nu are, el nu știe să strângă în jurul lui, să fie un magnet, cum ar trebui să fie un președinte. În primul, un magnet pentru consilieri inteligenți, că asta îi trebuie unui, nu numai unui om inteligent, și mai ales unui om mai scăzut ca intelect, așa? Pentru că folosind oameni inteligenți așa, par și tu inteligent așa. Bun. Pe urmă, nu, n-are bunătate și n-are... Nu, în fine. Poate facem o emisiune specială cu psihologia fostului președinte a României, că el nu va mai fi... Mai are 2 ani de mandat. Da, peste 2 ani.
Peste 2. Așa. Deci n-are, îți dai seama ce însemna că venea prințul, prințul stătea, avea niște prieteni maghiari după în Ardeal. Are și o locuință în Covasna, o altă casă. O altă casă și eu am scris, îmi pare rău că am o poezie despre ei doi. Nu știu dacă am zis-o, cred că n-am zis-o. O poezie scurtă o am în... O știți sau o căutăm pentru data viitoare? În, da, în scaunul cu trei picioare. În care îl întreabă Iohannis, e adevărat, milord, că ați cumpărat nu știu câte Deutsche Haus, ci e adevărat, sărmanul meu amic, dar, în fine, nu o spun, nu o povestesc, că e greu de povestit. Poezia nu se povestește. Numai în manuale vechi de limba română se povesteau poeziile, știi? Se povesteau? Mă gândesc să fac la 12 noaptea o emisiune despre poezii, să readuc lumea să mai citească poezii. Sau măcar să asculte. Poezia îți mlădiază caracterul, te și bucură dacă e, și mai trebuie băgată și cultură în populația României, mai ales într-o perioadă când nu se citește, știi? Și când copiii, având acces numai la internet și la nu știu ce, ignoră cărțile, care sunt o minune. În fine. Deci, Iohannis, zero barat. Da, tot timpul m-a frapat chestia asta. Vine prințul moștenitor al coroanei britanice în România, își cumpără o casă sau mai multe proprietăți, se plimbă prin pădurile din Transilvania și nici președintele, nici premierul, nici ministrul mediului, nimeni nu s-a afișat niciodată cu el în nicio plimbare. Eu aș fi fost când venea, eu dacă eram președinte român, duceam acolo cu el. Exact, prin sat, să vezi cum reacționează. Păi, mai dialogam, mai ascultam ceva, mai nu știu, și ideea că stai să mănânci seara cu... Așa. Niciunul, știi bine, ăștia... Polițienilor și sunt niște țoape, el și Iohannis e genul egoist, așa, știi, cu nevasta, cu nu știu ce, are un cerc foarte mic, știi, în care să învârte. N-am știut să profităm de această chestie, pentru că, iartă-mă, cea mai mare propagandă pentru turismul românesc a făcut-o Charles. A făcut niște filme, i s-au luat niște interviuri, adică cum dracu te întreb, mă, ăsta care are un imperiu totuși, că l-are, chiar dacă nu mai are forma aia de acum 100 de ani, oriunde ar fi fost primit cu, și ar fi fost primit de șefii statelor, numai la noi venea, bine, poate că îi plăcea asta, știi, că nu-l plictisea Iohannis. E și asta o chestie, știi? Mai are monarhia viitor în lume? E greu de spus. E greu de spus, mai ales că aici trebuie într-adevăr o tradiție, pentru că uitându-mă la spectacolul ăsta cu mormântarea reginei, noi am asistat la un mare spectacol de o operă, am zis, știi? Și estetic, uitându-ne la îmbrăcămintea celor la de la protocol. Curtea regală și la muzică și la... Bun. Și teamă mie că după această superbă mormântare vor urma niște mormântări sinistre, știi? De fapt... Că, uite, ca să fac un paralelism, în vreme ce la Londra era tot fastul ăla, în fața sediului poliției din centru vechi, putrezea un om pe o bancă de o zi acolo. N-a catadexit niciun tablagiu de la să meargă. Să vă zic, ce mă cu ăla acolo? Că începe să miroasă mort așa. Nu. Și aici aș deschide o paranteză între purtarea poliției române vis-a-vis de cetățenii de la care îi primesc leafă, pentru că ei nu produc în sediile lor șuruburi și scobitori și le vând și au leafa. Iau din banii noștri. Deci poliția trebuie să fie la ordinul cetățeanului. Și mă refer la București. București acum este împânzit de parcări de-astea în care te costă o groază de bani și eu locuiesc în Lahovari, în piața Lahovari. Eu nu am unde să-mi parchez mașina în fața acelui bloc, pentru că toate sunt niște parcări și ar trebui și eu să dau de dimineața până seara, să dau eu știu, 200 de euro sau 100 de euro când parchez mașina. Păi, băi, ce e această porcărie? Adică noi suntem cetățenii Bucureștiului, sunt proprietarii străzilor și ai trotuarelor, înțelegi? Nu primăria. Și primăria primește bani tot de la cetățenii noștri. Este o chestie, o inversare a condiției pe care trebuie să aibă ei trebuie să fie la dispoziția din partea poliției, eu n-aștept decât
o reverență, o scuză și o... Pe bune, ori ăștia sunt de o aroganță fără de margini. Tu știi că eu filmând la restaurantul meu din centru vechi, trebuie să iau o aprobare pe aia. Și am luat și am vrut să filmez pe asta străduță. Și au venit poliția locală care la asta să le putrezească morții în fața sediului. Ce, domnule, aveți pe cealaltă stradă dreptul să... Bă, pe cine? Mie mi-acordă poliția ce drepturi am? Eu sunt, încă o dată, locuiesc în București și am toate drepturile. Ar trebui desfințate toate parcările cu plată, fiindcă eu sunt de, nu de acum, mai de mult. E cea mai mare afacere care s-a făcut cu parcările, știi? Cu tot, sunt parcări private. Cum mă, tu îmi pui parcare privată în fața blocului meu? Păi nu râde, că am dreptate. Eu am fost într-o primărie din Occes și tot spun și am întrebat, domnule, ne-au invitat la masă, era un festival de poezie. Și am întrebat, domnule, câți angajați? Ce, 5? Și sediul primăriei ăsta ce? Deci l-am închiriat de la cineva. Deci numai la noi, primăria e ca o fabrică, are 5.000 de angajați sau 50.000, mi se pare, care da, sunt în București. 50.000? Doamne, păi da, nici toate fabricile din astea care produceau mașini unelte și n-aveau atâția angajați. Păi asta este societate de consum și capitalism. Pe de altă parte, toate parcările... În care se exploatează... Asta, abia acum exploatarea omului de către om este în capitalismul românesc. Pe mine mă exploatează primăria. Îmi ia bani când parchez mașina în fața casei. Ai mai pomenit așa ceva? În toate capitalele europene e la fel. Toate capitalele europene nu este la fel. Da, eu o chestie, sunt orașe în care n-ai voie să-ți parchezi mașina, da, da. Nu știu. Sunt niște parcări care sunt gratuite la marginea orașului sau nu știu după unde. După aia e metro. Dar pe acolo se pune problema turism. Dar nu te, nu te seacă de bani dacă ești... Iau niște drepturi ăștia care locuiesc în zonă. Riverani, da. Simt. Înțelegi? Eu înțeleg dacă vine unul, eu știu de unde, și a parcat în orașul nostru, să iei ceva ca să... Dar de ce mi-e mie care locuiesc aici? Și am drept și te plătesc pe tine la primărie. Să ai tu polițist leafă și ce leafă și să ieși și de... Că ei consideră că iau, trebuie să iasă de vreme la pensie, că sunt, sunt în pericol. Ani, ce pericol? Când poate doar să se infecteze de la morții aia pe care îi lasă acolo cu zilele în fața... Da? Nu se poate. E, măi, deci... Ar trebui o reformă făcută în capitalismul nostru și în societatea românească. Dar reforme pornind chiar de aici, de la drepturile cetățeanului, mă. Păi eu credeam că am mai multe drepturi ca pe vremea comunismului, dar nu am, din păcate. În vremea comunismului n-aveați mașină. Nu aveam mașină pentru că nu câștigam mult pe poezie și nu știu ce, asta este. Dacă aș fi mâncat, adică aș fi scris poezii cu partidul, ce... Să câștiga bani. N-am vrut să fac chestia asta. Bun. Dar, încă o dată, nu eram terorizat de cutia de scrisori pe care o deschid dată și mă scuip în față 20 de scrisori de la gaze, de la curent electric, de la primărie, de la dracu știe. Adică e o cutie. Eu am și scris o poezie despre cutia de scrisori care era un simbol al comunicării cu prietenii, cu iubitele, cu lumea din afară, că poate primeam o scrisoare de la un festival internațional. Deschideam cutia cu mare emoție. Acum mi-e silă să deschid cutia de scrisori. Când nimeni nu vine să zic, băi, ai de luat niște bani, ai de dat niște bani. Au dispărut cozile de pe vremea comunismului unde stăteai să cumperi mâncare și acum sunt cozi unde trebuie să dai bani. S-a inversat chestia. Sunt oameni amărâți care stau de dimineața până seara să-și plătească dările ca să nu le pună ăștia nu știu cât în plus, fiindcă sunt și ticăloși. Păi bă, nu aveți răbdare, aveți răbdare cu oamenii, că nu au cum, nu dubla suma în decurs de 5 luni dacă un om n-are cum să dea bani. Eu am pățit-o la Craiova cu primărița asta, cu Lia Olguța Vasilescu. Lia Olguța. Eu sunt cetățean de onoare al Craiovei. M-a făcut Solomon pe vremuri, nu știu ce, în fine. Și aveam un magazin unde era de lucrări de artă, pictură, nu știu ce, poate mai vinea și vine. Și pe vremea pandemiei n-a funcționat, că n-aveam de unde și n-am plătit 2 ani de zile. Și m-am trezit după pandemie că aveam de plătit 6.000 de euro pentru 2 ani de zile chiria și încă 10.000 de euro penalizare. Bă, și a trebuit să plătesc, să știi. Și ați plătit? Bă, eu am dat
primăriei din Craiova 10.000 de euro, mă, tu îți dai seama? Și am avut probleme, de unde să fac rost, că m-au dat în judecată. Băi, o nerușinare fără ansamblu, eu nu mai mă consider. Ce fel de cetățean de onoare care e călcat în picioare, știi, de, ca să plătesc acolo? Că ăștia, când, știi, când te face, îți dă numai loc de mormântări. Eu pot să mă mormântez în vreo 5 locuri. Sunt cetățean de onoare. Este o porcărie fără de margini. Ăștia toți, și primarul, și angajații primăriei, și toți primesc din banii munciți de noi. Din inteligența, că eu nu sap la canal, dar inteligența mea creatoare produce așa, la o televiziune, în cărți, nu știu ce. Munca altora la fel. Este, toți iau bani din buzunarele cetățenilor care locuiesc în București, care nu au drepturi. Și aroganța acestor polițiști, înțeleg, care burtoși, care se plimbă prin centru vechi și lasă oamenii să moară pe acolo amărâți, înțelegi? Asta că nu-i bat pe unii până... Îmi spun, sunt niște, eu sunt prieten cu niște cucoane care au magazin de antichități. Domnule, trebuie să stăm cu ușile închise, că vin tot soi de drogați, de nu știu. Ăia n-au nicio problemă, eu n-am nimic împotriva drogaților. Am toată compasiunea și simpatie până la urmă, că niște oameni nefericiți care nu găsesc în lumea asta altă formă de a exista decât să viseze ceva. Bă, dar această chestie, știi, aroganța poliției, cum ai parcat-o, mă, lângă Irina, are o garsonieră lângă Cismigiu, vine în două minute, vine polițistul și să-ți tragă amendă, știi? Ce asta, bă? Ce sunteți voi? Hăitași la vânătoare de iepuri care au buletin de București? Este o nesimțire fără de margini. Mai sunt trotuare mari pe unele bulevarde unde poți să parchezi mașina pe bulevard. Imediat vin. Doi vin. Fac. Băi... Luăm o scurtă pauză și revenim. Ne întoarcem. Ne-am întors. Așadar, domnule Dinescu, nu prea sunteți mulțumit de primarul Capitalei. Nu, n-am fost mulțumit nici de pe vremea cucoanei, cum doamna Fire. Da, care a pus niște garduri de metal care costă o avere să ferească tramvaiele de pasul oamenilor. Deci pe calea Moșilor nu poți să traversezi, că-s prin niște garduri de-astea de oțel, știi? Trebuie să mergi un kilometru ca să treci pe la... Ce chestie? Și pentru ce feresc ei? Sunt atât de sensibile șinele de tramvai, încât eu nu pot să calc cu cauciuc cu mașinii peste o șină de tramvai. Prostie mai mare nu există și nici într-o țară de lume. Din contră, ar fi trebuit să lărgească puțin străzile pe unde se poate, înțelegi? Nu, a pus garduri și pe kilometri întregi. O afacere, aia sau niște firme cu care ei sunt la parandărăt, înțelegi? Pentru ce? Pune simbolic, dacă vrei, o chestie cu vopsea, știi? Dar pentru ce acea nicea la pe timpul războiului nu avea o asemenea chestie? Că nu poate să treacă nici tancurile de post. Da, că beton armat. Apă aveți? Apă caldă? Deci nu m-am omorât nici după coana mare asta, dar nici doamna după... Pandele, dar nici după ăsta săracul, care pare un animal marin, așa, când apare el aia cu fața aia, așa. E antipatic rău, știi, și nu-i merge mintea, știi? Sunt și încrezut și afaceri pe acolo, foșgă toată chestia. Bucureștenii le înjură pe motiv de apă caldă, de lipsa apei caldă. Bună dreptate. Băi, încă o dată, cum să ajungi, mă, după 30 de ani de societate consum să n-ai apă caldă ca pe vremea lui Ceaușescu? Când ne mirăm de faptul că au oamenii nostalgie, am văzut un sondaj la Antena 3, cred, s-a făcut, din 5 oameni care au întrebat care sunt eroii neamului, 2 au spus că Ceaușescu. Păi, băi, nu e de vină Ceaușescu că oamenii au aceste nostalgii, sunt de vină ei. Ei l-au reînviat pe Ceaușescu, știi? Că n-ai motive să spui că e erou. Un om care a pușcat în timpul colectivizării, a împușcat țărani și a trimis sute de mii de țărani în pușcării, care voia să dărâme toate satele, care stingea lumina, în fine, nu mai intru în amănunte. Atâtea chestii sinistre. Au început oamenii să aibă aceste nostalgii.
Păi poți să ai pentru sistemul ăla, că într-adevăr nu stăteai cu spaima, te zvârcoleai în somn că n-ai cu ce să plătești apa, curentul electric și gazul, pentru că costa mai nimic pe vremea, da? Este o realitate. Și nici n-ar trebui să coste la o țară care încă acum 100 de ani era cea mai mare producătoare de petrol din Europa, cum era România. Că nemții, da, au vrut să pună laba pe noi. Cu petrolul din România au făcut războiul, da? Încă mai avem resurse, suntem o țară, avem ape nesfârșite, avem încă poate la adâncime unele chestii și gaze, n-ai văzut că ai ieșit gaze, ies gazele singure până nu știu ce sate, a apărut o flacără, știi, ca o minune dumnezeiască să se apară o flacără lângă sate. Așa, băgați mai o țeavă acolo și dați la oameni gratis, știi? Nu, e... Încă o dată, suntem o țară hăituită, știi, de polițieni și de ăștia, că nu știu, ministrul ăsta, cum îl cheamă al poliției, știi? Ministrul de interne, Lucian Bode. Ministrul de interne, măi, ministrul de interne trebuie să fi făcut psihologia, sociologia, să fie psiholog, să înțeleagă chestia și să, așa să dimineața la apel să-i spun, băieți, stați drepti în fața cetățeanului, nu în fața superiorului care vă pune să ciordiți cum se întâmplă acum. Am văzut chiar azi cu o emisiune că nu, comandantul le făcea moral, să-i lase pe aia care ciordeți lemne. Băi, nu se poate. Nu e în regulă cu societatea noastră, e defectă. Guvernul a anunțat că prelungește subvenția pentru carburant încă 3 luni. Ați simțit în buzunar această subvenție? Nu, am simțit scumpirea, pentru că eu mă duceam la cetate cu 300 de lei pe vremuri și acum mă duc cu 600, e dublu. Mă costă dublu chestia asta. Și dacă fac 2 drumuri ca să vin la televiziunea voastră, gândește ce înseamnă chestia asta. Nu e în regulă. Aia e un nimic. Ce-a pus aia 50 de bani. E ridicol. Nu, o țară, încă o dată, dacă eram pe nisip în deșert, sau mă rog, aia în deșert au petrolul, neferit, unii dintre ei. Dar nu suntem încă o dată, suntem o țară capabilă să-și producă singură energia. Și electric, avem și cărbuni, avem și gaze, avem și petrol, avem și ape care poate să producă electricitate. Nu ar fi trebuit să fim scutiți de multe chestii de-astea, să nu simțim această poveste. Păi țara e a noastră, nu e a lor, mă, aici nu înțeleg, nici polițienii, nici polițiștii, nici... Bă, nu e țara voastră, mă, băieți. Voi sunteți angajați la noi. Luați leafa din buzunarul nostru, asta nu înțeleg ei, măi. Scumpirea energiei vă afectează? Imens. Gândește-te că eu am o cramă mică, dar... ca să faci vin, trebuie să-l ții la rece, trebuie să ai un chiller care produce electricitate. Păi chillerul ăla pe mine mă costă lunar, eu știu, vreo uneori 8.000 de euro. 8.000 de euro? Da, iar, da, în timpul... Asta este ca să producă... că sunt acolo niște vase de inox care prin electricitate devin niște frigidere, știi? Păi cât vin să vând eu? Cât profit faceți? Nu scot banii dacă... Pă bune, deci... M-am și redus de altfel toată chestia de... Mai am vreo 15 hectare de vie, știi? Deci, măi, sunt atâtea că lumea poate, știi, crede că oamenii care au afaceri sunt nu toți. Ăștia care s-au îmbăgățit pe spinarea statului, știi, n-au treabă. Dar este orice om care produce ceva în țara asta e vai de capul lui. Fiindcă consumă și gaz și electricitate și angajea și nu știu ce... E mai bine să fii ca ăla, bine, care doarme în gara de nord, nu în fața poliției. În gara de nord e mai cald și mă rog. Dar ca om de afaceri vă întreb, ați simțit vreodată suportul vreunui guvern? Nu. Nu, pentru că, încă o dată, n-a fost un președinte de țară care să facă un proiect și să gândească, dom'le, țara asta... Va merge bine dacă cei care au responsabilitatea unui sector legat de mâncare,
de îmbrăcăminte, de încălțăminte, de, mă rog, de construcții și nu știu ce, vor fi ajutați să nu fie omorâte afacerile lor și să profite din această poveste și omul de rând, da? Ori noi n-am știut ce să facem cu Dunărea noastră, care e unul dintre cele mai mari fluvii din Europa, nu? Nu avem niciun vapor de croazieră, România, cu tot cu delta Dunării. Avem mai multă apă decât Germania la un loc. N-am știut ce să facem cu munții noștri, cu apele minerale, cu pădurile. Am vândut lemn brut. Noi care eram unul dintre cei mai mari exportatori de mobilă din Europa înainte de 89, da? A venit un prieten de-al lui Iohane și a tăiat păi vereștoiate la care am jurat că e ungurul, ne ia pădure. Drujba lui Dumnezeu. Era un biet vânzător de lemne, știi? N-am știut ce să facem cu serele pe care le aveam înainte de 89. Noi eram mari producători de legume. Rusia, RDG-ul și RFG-ul cumpăra legume din România, pentru că după Franța noi avem clima cea mai bună, pământul cel mai bun. Da? Am ajuns ronțăitorii altora. Noi mâncăm mâncarea altora. Păi este o rușine fără de margini, știi? Păi gândește-te dacă ai fi la Polul Nord și vin unui să-ți vândă blănuri din România, știi? În vul polare, crescute în fine, nu știu că e cel mai bun exemplu, dar vreau să spun că noi suntem grădinari care cumpărăm castraveți din Bulgaria și nu numai, și din Turcia și din alte țări arabe, știi? Nu mai vorbesc din Olanda, știi? Care n-are pământ și cultivă chestia, importă de la noi vată minerală, știi, din care se folosește în construcții. Și importă chestiile care rămân, deșeurile de vată minerală. La ce folosește chestia asta? Ei cresc legumele lor, nu cresc în pământ. Au niște un soi de sere mai complicate, de inteligente, așa, și pun vată minerală, înțelegi? Apă și substanțe de-astea, îngrășăminte, chestii chimice, și o roșie olandeză are 5 metri înălțime și o culeg toată cu lumină artificială și ne vând nouă roșiile alea, știi? Asta este. Noi le dăm vată minerală și ei ne vând roșii. Vă așteptați la o revoltă socială în primăvara anului viitor, după această iarnă complicată? Din păcate pentru România, nu o să avem curând o revoltă socială, pentru că oamenii cu fibră musculară și cu forță și cu capabil să se revolte... Sunt plecați. Sunt plecați. Asta este nenorocirea. Inclusiv oamenii cu fibră... Cu creier în plus, care au fost, când aud că se dau burse americane, știi, ce generozitate, cei mai deștepți copii primesc burse în America și se bată ăștia mici și rămân acolo, că cumpără inteligență gratis, nu cumpără. Importă creier. Statele Unite, nu numai Statele Unite. Și atunci, forța de muncă e în Europa, creierele sunt luate de americani, și a rămas noi, 2-3 proști de ăștia care stăm pe aici și ne răcim gura degeaba. În Parlamentul European se discută acum despre un posibil salariu minim european care să acopere un trai decent, adică să crească salariul minim și în România. Este aceasta o soluție? Nu este o soluție, nici nu e valabil. Că fiecare țară are, încă o dată, are potențialul ei și economic și, mă rog, turistic, și n-ai cum să împarți chestia asta. Această chestie, acești inși de la Bruxelles, habar n-au, știi? Sunt crescuți în laboratoare, știi? Sunt pui de gostat. Nu știu ce înseamnă o găină care scurmă în spatele casei la gunoi și face un ou mai bun. N-au... Ca și, bine, chestia asta pare penibilă și jalnică cu gândaci, că o să mâncăm gândaci. O să mănânce ei gândaci, că nu e. Sunt popoare care întotdeauna au mâncat. N-ați încercat niciodată? În Asia, știi, sunt tot soiul de insecte care pot fi prăjite și nu știu. Dacă am mâncat bunicul lor insecte, asta este. Nu cresc alte chestii pe acolo. Dar deja au băgat în capul oamenilor că vom mânca insecte. Nu vom mânca niciodată insecte. Păi avem ce mânca și dacă, încă o dată, mi-a pus tu pădura. Domnule, zice, m-am trezit într-o pădure cu o bostană.
de unde dracu, știi? Fusese acolo o unitate militară, făceau instrucție pe acolo și au mâncat pepen și au făcut nevoile prin pădure și semințele alea au crescut, aveau și îngrășământul natural și băi, erau pe aproape un hectar, creșteau pepen, știi? Uite, atât de generoasă natura, știi? Printre altele și pădurile apar tot prin acest fenomen. Știi că păsările, copacii au și inteligența lor, știi? Și încurajează chestia asta, știi? Să vin păsări, mănâncă aia, să duc la, nu știu, câteva, la 5 km și după aia pântârtii să elimină sămânța care nu se topește în stomacul păsării. Și acolo apar din nou. E un fenomen gândit de însăși mama noastră care, și tatăl nostru, care este universul, știi? Ori, cum să schimbi tu mentalitatea unor popoare care au mâncarea tradițională, știi? Și să vrei ce să vrei, să impui cu tot din adinsul. Prostia asta și asta cu să-mi dea indicații cum să mă culc eu seara. Păi dacă eu vreau seara să-mi fac cald, că mi-e frig, nu mă întreb eu la Bruxelles, domnule, am voie să fac nu știu câte grade în casă. O asemenea ticăloșie fără de marge, știi? Păi faceți bune, economie la căldură? Păi nu, în primul rând e și o prostie cu becul. Când i-aud pe ăștia miniștri, și eu în casă la mine mi-am pus becul. Bă, nu se rușine să-mi spui chestia asta. În primul rând de la becuri, sunt astea pe bază de curent electric. Păi un congelator consumă cât 10.000 de becuri, știi, de fapt. Adică e și o prostie, știți? Să dea impresia, doamne, mai puțină lumină în încăperea primului ministru, știți? Să arate că face economie. E o demagogie absolut ordinară, știi? Păi, dar de-aia am ajuns în secolul 21 să fie lumină peste tot. Chiar Dumnezeu a început cu chestia asta, să fie lumină. Păi ne întoarcem la origine, spune Dumnezeu, părinte, ia mai stinge tu lumina aia din care ne-am născut noi, că ne orbești cu ea. Să terminăm așa, domnule Dinescu. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Atât pentru azi. Ne vedem sâmbăta viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic.